economică, ca urmare a obiecțiunilor făcute de secretar și de celălalt bucățel. De favoare. Dacă sunt discuții de valitatea proiectului, vă rog, domnul Marius. Am avut pe cineva în audiență care mi-a spus că are depus la primăria Mașcani din 2015 o cerere pentru concesiune. La această cerere nu a primit niciun răspuns. Am mai depus în 2012 același subiect, probabil și în 2013 nu a primit niciun răspuns. Este singura modalitate prin care să încerc să rezolv ceva, adică asta stă mie din punct de vedere legislativ în putință să aduc un proiect în fața dumneavoastră, să înțelegeți dumneavoastră că unii lucruri nu sunt în regulă aici la primărie, adică nu e normal să nu răspunzi. Trebuie să răspunzi acelui om dacă are dreptul, dacă nu are dreptul, ce documente trebuie să mai aducă ca să fie și el în legalitate sau în legalitate, să poată beneficia de o concesiune. Eu am început de la Comisia de Urbanism că nu sunt schițe. Într-adevăr, documentația prezentată de către domnul de la CRM pensionat nu este completă conform unei proceduri standard de concesiune. Sunt conștient de chestia asta. Toate astea am vrut să aduc la cunoștință că subiectul cu CRM pensionat este un subiect care nu trebuia să ajunge mai departe. Astăzi să ne cunoaștem și mai sunt încă sute de cereri de concesiune care nu sunt aduse în discuție, nu sunt rezolvate, nu se face nimic în punctul ăsta de vedere. Deci, eu cred că este și o variantă în sensul că putem să ne declarăm noi voința și oportunitatea acestui proiect. Dacă nu sunteți de acord, am primit un amendament din Comisia de Urbanism să comunicăm odată cu hotărârea luată astăzi celor de la CRM pensionari ce documente trebuie să pregătească, urmând ca într-o ședință viitoare să fie pregătit și toată documentația să fie am încheiat. Da, mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Domnul președinte, da. Mă intervenția. Da, vă rog. Vreau să precizez. Colegilor consilieri, împreună cu colegii din Comisia Urbanism, noi am fost în toamna 2012, știe, era președintele Comisiei domnul Preșca Vasile, am fost, știm situația din teren, noi am prezentat un raport la acea vreme secretariatului, secretarul municipiului Pașcani, mai multe cele de concesiune, nu s-a rezolvat nimic. Și știu motiv pentru care domnul Preșca a dat demisia din Comisia de Urbanism din funcția de președinte, pentru că s-a tergiversat și toate cererile nu au fost puse în analiză, motivând diferite tertipuri organizatorice, proiectant, aviz. Aici știu că am vorbit cu domnul Apiertei, a fost la fața locului, a făcut câteva măsurători în în perioada anilor 2012 și chiar 2019, dar au rămas la sertar. Eu susțin proiectul domnului Marius Muntilie pentru că îl cunosc și acei oameni au dreptul de pe un trotuar pe care e separată. Cum s-au procedat cu foarte multe societăți care au primit aprobarea. Bine, societatea comercială mare, piraf, o sticlă mare, ceva, probabil, nu știu, goală, plină, dar domnii la pensioni nu au nimic. Haideți să-i ajutăm și pe ei, pentru că nu vor liniștea la ceilalți care intră pe în față. Sunt niște chestiuni care, noi, singur trebuie să... Și după ce votăm, proceduri, merge domnul Apiertei, îi spune ce le trebuie, ce să facă, proiectul și mai departe. Deci noi, practic, trebuie să aprobăm acest proiect. Atât. Da, mulțumesc frumos, dar numai că în raportul de obiecțiuni se specifică exact pașii care trebuie urmați pentru a beneficia de concesiunea respectivă. Dacă că înțeleg de la patrimoniu că nu se poate face, degeaba aprobăm noi. Deci, până la urmă, tot pașii legali trebuie să-i aprobăm. Și atunci eu iau în seamă... Știți că pot să țină încă 3 ani. De 2012, suntem în 2015 și au trecut 3 ani. Practic, noi am înșelat așteptările cetățenilor. Când numai o cere, acolo știți, sunt în jur de 50 de cereri. Mulți au renunțat, au zis, bă, lasă, plec în alt oraș, plec din țară, nu mai trebuie să stau în pasă. Unii au renunțat și așa cum ați venit până noastră cu situația, dacă vă aduceți aminte, unii au ocupat, chiar oferă nicio
un contract din NECA, au ocupat suprafețele de teren. Și s-a convenit atunci când ați venit cu situațiile respective și au plătit, nu știu ce, taxe. Eu împreună cu domnul Preșa și cu membrii comisiei am fost la frizerii, farmacii, mai multe unități economice care au aflat private. Trebuiau 5-6 metri tot pentru o chestiune de asta. Pentru un trotuar, pentru o scară, pentru... Și a rămas totul bagă. Bine, nu suntem noi vinovați. Vina pleacă din altă parte și dumneavoastră o știți. Și aici sunt niște pași care trebuie făcut, dar eu cred că trebuie făcuți. Da, ca să nu se înțeleagă greșit că vine undeva, puțin insertat de primarul, nu sau viceprimarul. Nu, dar noi am depus la secretar. Dar voi să vă... Te-am lăsat. Te-am lăsat, da? Deci, sunt acele cereri, nu sunt sute de concesiuni, sunt 43 de cereri de concesiuni la Brătan în momentul de față. Problema asta e evit, pentru că aștept și eu un răspuns din partea aparatului specialitate funcțional al primăriei, unde le primesc foarte greu și aproape deloc, legat de acea problemă care a fost legat de autorizația de construcție pe suprafețele concesionate. Unde ei vin și spun, conform legii, pe suprafața concesionată, el poate să construiască un procent de 30-40% în funcție de poziția. În condițiile astea, am solicitat domnule Apelu la ultima analiză a acestor cereri de concesiune, să trimită adrese către toți cei care au făcut aceste cereri, să prezinte la sediul primăriei pentru a clarifica aceste probleme. Lucruri la care primesc răspuns că nu s-au trimis încă aceste adrese. Și lucruri au fost discutate foarte mult timp. Nu aș vrea să cred, doar că primarul vrea, sau viceprimarul, să le țină în sertarul lor și nu vrea să concesioneze. N-am primit sprijinul necesar din partea. O altă problemă. Nu mai e pe domnul Pintele, așa că ai construit fără autorizație și fără să ai contract de concesiune. Ar fi, cred că, să vă abțineți un pic de la comentariul ăsta. Nu mă abțin deloc. Că dacă l-am declarat, acum trebuie să declar și în altă parte lucrul ăsta, că după aia spun că am tăinuit ceva și nu am declarat. Problema este că, imediat, în faza următoare, domnul Papetru, de ori ne facem treaba, ori ne vedem de treabă. S-a solicitat trimiterea acestor adrese, trebuia trimise și oamenii să vină și să prezinte, să clarifice probleme. Mai ales că avem și acea situație în care o parte din ei au achitat niște sume pe perioada restantă către taxe impozite locale, fără să dețină acest contract de concesiune și ne-am blocat cu el. Nu primarul, nu viceprimarul scrie hârtiile. Există un aparat funcțional care trebuie să-și facă treaba. Ca cu domnul primar am vorbit săptămâna aceasta. Dar noi am vorbit permanent, nu mai săptămâna aceasta. Și nu am trimis acele adrese către oameni. Da, mulțumesc că... Iar celelalte legat de sutele care spune domnul Marius Pintilic, cred că la asta se referă, sunt construcții fără autorizații, în decursul timpului, eu știu, de 10, 20, 30 de ani, s-a făcut o inventariere lor și sunt peste 400 de astfel de construcții fără autorizații. E vorba de extensii de balcoane la parter de blocuri, de magazioare, de tot felul de coșmelii, care sunt construite cu ani în urmă, cu mulți ani. Nu sunteți dumneavoastră vinovată. Eu sunt convins de asta. Dar nu vreau să spun că... Vin din urmă de 20 de ani. De când vin ele, da. Și trebuie clarificat și lucrul ăsta. Și m-am lovit de o problemă. Nu pot să fac pasul următor să rezolv și această problemă, că legea nu îmi dă voie să-l trec cu vederea, să-i dau avertisment. Legea spune clar. Se amendează. Amenda minimă este de 1000 de lei. Adică ei trebuie să iau pe toți să-i amendez cu 1000 de lei și după aia să intre în legalitate sau să-l demoleze. Acest dosar este făcut, întocmit, l-am predat primarului. Da. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect... Eu aș avea ceva. Vă rog. Foarte scurt. Deci, insist. Există varianta de să... Nu știu, să avem o hotărâre aici, în comun, până data viitoare, dacă nu o face aparatul executiv, măcar noi să dăm o hotărâre de Consiliul Local, primarul sigur o să ducă la îndeplinire, prin care să comunice cu persoana de la CRE, să-i transmită... Doamna Dragomirescu, ideea e vorba, da? Nu este doamna Dragomirescu, este domnul Mercuri președinte. Doamna Dragomirescu este salariatul. Deci doamna a fost la mine, la birou, nu în audiență, și i-am spus să vină cu cerere și toată documentația asta necesară pentru concesiune. Am fost foarte de acord cu această concesiune, pentru intrarea respectivă. Și i-am spus să vină cu cerere și documentația în spate. Nu am înțeles, eu nu mă țin bățos pentru că este o problemă care este a orașului. Trebuie toate rezolvate, domnul Marius. Trebuie toate rezolvate. Nu ne luate câte două, câte trei. Da, dar sunt de ani de zile care... E clar, e bună voință. Este, dar nu știu, nimic împotrivă. Dacă s-ar chiar toate să vinim odată, în
prozisurile aprobate de toate. Pentru că s-au făcut un efort și s-a venit cu situația exactă. Puteau, printr-o singură hotărâre puteam să le rezolvăm. Sau hai, să facem pentru fiecare. Să facem individual. Da, dar le făceam de atunci. Da. Mulțumesc. Cine este pentru proiectul numărul 13? Împotrivă? Abțineri? Deci n-a trecut. Cu numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de asistență și reprezentare juridică în dosarul 71P-2012 al parchetului de pe lângă înalta curte de casație de justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial al Iași. Noi este foarte... Da. Un moment, să consemnați că la ultimele două proiecte nu am de să votez. Ce se întâmplă? Am primit o adresă în partea DNA-ului, dacă Consiliul Local se constituie parte civilă în procesul cu agrocomplexul, deci cu acel dosar. Abar n-am să interpretez problema asta, nu sunt jurist de profesie, nu știu nici dumneavoastră puteți văd dacă trebuie sau nu trebuie. Atunci am zis, hai să stabilim pe domnul persoană care se ocupă de acest serviciu, să vedem. E necesar să-i pun, nu este necesar. Dacă este, ce trebuie făcut? Nu știu, e o problemă mai complicată și nu vreau să... I-am cerut părerea și mai ales că eu sunt cel care reprezint Municipalitatea, Primăria, în raport cu acest dosar. I-am cerut părerea secretarului și mi-a spus, fiind implicat, nu poate să... Bine, secretarul nu poate. Deci nu poate să se explice. Consiliul Local, conform legii 215, are dreptul să angajeze serviciul de specialitate. Deci, un consilier juridic, un avocat, ceva care să ducă la îndeplinire problemele. Doamna Axinte, vă rog. Eu cred că problema care trebuie să fie lămurită este dacă s-a creat sau nu un prejudiciu. Acest lucru, după știința mea, nu poate decide decât instanța. Și atunci, de ce noi angajăm jurist sau avocat să ne spună ce? Își poate da cu părerea dacă s-a creat prejudiciu, pentru că dacă s-a creat prejudiciu, noi suntem obligați să ne constituim parte civilă. Asta este părerea mea. Noi trebuie să dăm răspunsul că a trecut terminul, dar să dăm răspunsul la DNA, dacă ne vând sau nu. Și ce ne răspuns dăm? Mea, dar nu știm pe ce să ne constituim, nu știm, n-avem o trebuie să spui cu ce, care e paguba, care e prejudiciu pentru care se constituie. Și noi unde aflăm asta? Își dă cu părerea un avocat? Nu, studiază dosarele, știu eu. Am mai luat noi la cunoștință raportul unui expert. Acum când? Din februarie. Și tremurăm cu toții. Eu nu cred că avem nevoie de părerea cuiva. Noi trebuie să avem o decizie a unei instanțe care să ne spună s-a creat prejudiciu sau nu s-a creat prejudiciu. Care să decidă dacă s-a creat sau nu prejudiciu. În momentul de față nu avem. Nu avem. Și atunci dacă ne constituim parte civilă și nu s-a creat prejudiciu, asta este. Inițiativa noastră, nu știu dacă inițiativă se cheamă, rămâne fără obiect. Dar dacă s-a constituit, a existat un prejudiciu, părerea mea este că noi suntem obligați să ne constituim parte civilă. Domnul Părere, ce spune legea? E jurist? Domnul Paul, tu fii jurist, da? Păi da. Se din punct de vedere juridic. Reprezintă... Dumneavoastră, în calitate, de fapt, Consiliul Local are posibilitatea de a se constitui sau nu parte civilă în acest dosar, indiferent de existența sau inexistența debitului exact pe care ce cei de la parchet îl prezumă a fi. Exact ceea ce spuneam eu. Nu cred că ne mai trebuie și un avocat să angajăm, să plătim din banii Consiliului ca să-și dea cu părerea în același mod. Că noi trebuie să ne constituim parte civilă. Da. Dumneavoastră trebuie să țineți cont și de ce ați adoptat înainte și de evidențiile contabile adică, existente în... Adică, da, bun. Și dacă ne constituim parte civilă și se constată că nu a existat niciun prejudiciu... În momentul în care dumneavoastră, Consiliul Local vrea să constituie parte civilă, trebuie să precizeze exact pe ce anume, pe obiectul debitului, suma, absolut toate laturile astea trebuie să... Și asta cine le stabilește? Cam înțeles că astea nu sunt încă clare. Sunt stabilite și atunci noi, pentru ce ne...
Despre ce te constitui? Ce? Și atunci nu discutăm. Dacă ne cere, spune domnul vice că trebuia să dăm răspunsul ieri. Vine pe tine? Păi și atunci? Eu am... Noi trebuie să răspundem. Astăzi. Mie, în calitate de președinte al Comisiei Juridice, mi s-a dat acea adresă da. În care spune foarte clar care au fost întreabă Consiliul Local, către Consiliul Local al Municipiului Pașcani, în care se adresează și întreabă care au fost demersurile efectuate de Consiliul Local al Municipiului Pașcani în legătură cu cererea de nea privind constituirea de parte civilă în cauza respectivă. Domnul secretar nu semnează, dar în același timp, la comisie, am primit un material dumnealui, mă înștiințează și îmi spune că referitor la comunicarea transmisă, dumnealui a transmis către Direcția Națională Anticorupție, prin care a adus la cunoștință că până la data de 14 aprilie nu a fost înregistrat un proiect de hotărâre prin constituirea Consiliului Local al Municipiului Pașcani ca parte civilă în dosarul numărul 7. Deci, asta e informarea care mi-a fost adusă mie la Comisia Juridică. Era datoria mea să vă înștiințez și dumneavoastră. Sigur, că noi n-am știut. Dosarul ăla este pe lor, dosarul 71, nu știu ce e cu dosarul ăsta. La parchet? A dat timp că dumneavoastră mi-a fost adresat. Păi dosarul cu agrocomplex. Ca să mă înțelegeți, n-a venit cu cercetare. A venit cu afirmațiile astea, până pe direct la dumneavoastră s-a adresat ca niciodată, deci parcă nu mai era președintele Comisiei Juridice, acum personal. În atenția domnului președinte al Comisiei Juridice, cu toată documentația și le-a dat părerea mea să vin să le spun și dumneavoastră. S-a luat cunoștință. Zice că este o hotărâre judecătorească din 2008 în care ar fi un prejudiciu sau cum se cheamă acolo, debit, ce ar fi. Deci este o hotărâre judecătorească. În perioada asta de timp nimeni nu s-a constituit, adică Consiliul Local nu s-a constituit parte civilă. Și conform legii ar fi trebuit să se constituie parte civilă. Și ușește deja acolo. Cum? Acum vorbim din 2008, vorbim de noi, acum. Dar atunci e hotărârea judecătorească, domnul Vici. Hai să vorbim acum. Pentru că acum știți, sunt două procese. Unul pe cale civilă, deci ăla de la înalta curte, și ăsta penal care îl instrumentează de neau, da? Odată a fost la Curtea de Apel, s-a dat o sentință atunci că, o știți foarte bine, aia că nu se datorează, s-a făcut recurs de către primărie, deci în persoana mea, eu reprezint municipalitatea, și suntem acum la înalta curte, pe partea civilă. Păi ăla e prejudiciu și pe partea penală, da. Dar problema este că nu este o sentință definitivă, în sensul ăsta. Păi tocmai, dumneavoastră, acum cereți în alte curți, ca și municipalitate, să dea agrocomplex suma aia de 3 milioane sau cât au calculat economiștii dumneavoastră. Deci dumneavoastră sunteți odată constituită parte civilă într-un proces civil. Acum ce mai stat? De asta am și spus-o că suntem voi. E primăria, nu știu ce loc. Deci poți să fii în două procese pentru aceeași sumă? Da, unul pe penal și pe penal. Nu, dar zic că aceeași sumă o ceri în două acțiuni. Păi de-aia, dacă este o dată... Hotărârea din civil are o parte de lucruri judecate, ceea ce privește bancul unul e cu debit și unul e... Indiferent decizia care va trebui la fabrică de persoane de bunăvăție, în care se votează toate astea. Dar trebuie să răspundem cererii DNA-ului, nu? Sau exact. DNA-ul ce spune în general? Da, citit. Deci, prima cerere care a venit la Comisia Juridică spune următor. Către Consiliul Local al Municipiului Pașcani. În atenția domnului secretar Mircea Zuzan, la adresa noastră, cu același număr din data de 17 martie 2005, comunicat într-un fax Consiliul Local al Municipiului Pașcani, la data de 18 martie, orele 15:26, vă solicităm să ne comunicați care au fost demersurile efectuate de Consiliul Local al Municipiului Pașcani în legătură cu cererea Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial și privind constituirea de parte civilă în cauza numărul 71/2012. Solicităm ca răspunsul dumneavoastră să ne fie înaintat până la 15 aprilie 2015, orele 4, sub sancțiunea prevăzută de articolul 221 al neamului 4, literativ, din codul procedurii penale. În cazul trecut și acest deci, adresa este trimisă în data de 14 și înregistrată în primărie în data de 15, care era termenul. Iar, ulterior, ieri la cadrul comisiei pe final, am fost... 23. Da, am primit... 20. Am primit material de la domnul secretar, în care face referire așa, referitor la comunicarea transmisă prin fax la data de 14 aprilie 2015, orele 13:17 minute, înregistrată sub numărul 455 din 15 aprilie 2015, prin care solicitați să vă comunicăm demersul efectuat de către Consiliul Local al Municipiului Pașcani, legătură cu cererea
de exemplu, zona din Corpul Serviciului Teritorial și prin constituirea de parcuri dosar, vă aduc la conștiință că până la data aceasta, înțeleg 14, nu a fost registrat un proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Pașcan ca parte civilă. Ori ne adresez înainte. Ne adresez înainte. Da, o fost solicitare înainte. Fost o solicitare anterioară de care noi n-am știut. M-a solicitat de urmă, și unii care m-a solicitat. Bun. Eu am primis a doua, a zis, domnule, voi puniți ce vreți până la urmă, nu? Dar unii primați o solicitare, nu știm imediat. Da. Solicitările astea s-au adresat secretarul și acolo sunt date. Și am primit, eu am primit la care mi-a transmis în asta, dacă acolo cunoștiți, aveți... Deci noi aflăm de 24 despre... Da. Asta acum se părează. Ce facem? Nu zic să achiziționăm serviciul juridic ca să ne lămurească și pe noi. Absolut, pentru că noi nu suntem specialiști. Este vorba să ne aducă materiale, tot ce trebuie să facă. Și până la urmă să și ne le prezinte. Exact. Eu cred că mai curând pentru, ca să ne reprezinte, pentru că ne aduce niște materiale și în care noi știe, din care noi ce concluzii tragem. Care să-și asume transcriberea la ceea ce nu e. Deci, proiectul respectiv se aprobă achiziționarea, ca termen. Care ar fi termenul? Cine se ocupă? Fixă-mă persoana care se ocupe. Persoana care se ocupe dumneavoastră. Dar de ce eu? Exemplu, trece să domnul Vasile accente, trebuie completat, cum și dumneavoastră ați completat. Este la articolul 2. Da. Zic eu vorbim de dumneavoastră. La articolul 2 se împuternicește domnul Accinte Vasile în vederea semnării contractului de asistență și reprezentare juridică pentru dosarul 71. Deci e foarte clară treaba. Da, numai că sunt niște termene de respectat. Sunt niște termene de respectat. Păi da, dar asta înseamnă că trebuie făcut cât mai repede. Da, dar poate fi făcut adresul. O adresul exact. Consiliul local, exact. Către DNA, în care se spune că am aprobat acest proiect. Pentru că din treabă de mersul. Da, așa, trebuie răspuns. Domnul Mare Sfântului, vă rog. Foarte rapid. Domnul Mare Sfântului. Eu cred că trebuie să răspundim celor de la DNA să spunem că astăzi am luat la cunoștință. Dacă ați dăm hotărâre, e clar că azi am luat. Să spunem că azi am luat la cunoștință. Poate am impresia că am știut mai de mult și că n-am făcut noi nimic. Indiferent de decizia care o luăm, acea decizie trebuie să fie un act normativ. Deci nu se poate lua o decizie, doresc să ne de acord o parte sau o parte nu sunt de acord. Deci trebuie de cu proiectul hotărâre. Hotărâm. Da? Sau... Și faptul că n-am știut până acum așa. Vreau să, domnul jurist, să-l întreb. Sub sancțiune ce anume, ce, deci ce riscă? Acolo trebuie făcută precizarea că răspunsul se aștepta la această adresă, nu dacă vă constituiți participele sau nu. Domnul Marius Sfântilie, știți că am discutat ieri în prima parte a ședinței exact pe proiectul ăsta. Nu proiectul, adresa aia. Da. Da. Deci am semnat de primirea de... ei cu o zi înainte. Deci am semnătură dată când am primit materialul. Iar acum am procesul verbal, exact afirmațiile dumneavoastră vor fi prinse în procesul verbal de către doamna Negre. Da. Dar acolo era sub sancțiune ce? Deci nu este sancțiune. Substacționat de articolul 223, aici 4, trebuie de niște amenzi. Răspuns. Nu l-a răspuns. Dar răspuns și dat. Gata, să știu și eu. Câți bani de bani? Răspuns. Dar pe nea mea era să anunț. Asta înseamnă că trebuie cel mai scurt. Domnul președinte, ce voi să spună juristul? Da, vă rog eu frumos, să-i dăm voie lui domnul apostol să ne explice despre ce este vorba. În ceea ce privește constituirea de parte civilă, ea se poate face pe tot parcursul cercetării penale. Se poate face chiar și în momentul în care procurorul transmite către judecată dosarul. Până când ajunge la deci la noi acum urgența este să răspundem ce demersuri am făcut. Și atunci astăzi trebuie transmis adresa către constituție ca parțul demersul am făcut. Bun, și demersul care l-am făcut a fost acest proiect de hotărâre cu angajarea. Trebuie răspuns astăzi. Da. Dar trebuie să-i pune. Dar domnul secretarul... Dacă îmi dați voie la numărul 2, la articolul 2, se puternicește domnul Accinte Vasile să completăm
spațiu liber și supun aprobării dumneavoastră proiectul 1912. Perioada. Domnule, astăzi aia judic poate să vină peste 6 luni de zile, un an de zile. Hai să vedem, că îți găsim aici că... Dacă pe versul am delegat, are interesul să fie că nu dăm la un străin. E soldat cu toată lumea cu cap. Dom'le, e omul puternicit care se ocupă de asta, că nu putem să căutăm fiecare o casă de afocatură, ce facem? Păi, de-aia era un puternicit. Domnul Apostol, am o întrebare, mama dumneavoastră este cumva avocatul agrocomplex? În dosarul de la Curtea de Apel cu datoria primării, nu știu, ca să cumva poate vă abțineți. Vă întreb. Este sau? Dar nu vă la discuții și v-a dat sfatul, domnul no. Zanet. Dați-ne voie să terminăm. Vă rog, dați-ne voie să terminăm. După aia, dacă vor să facă... În procesul penal. Cine este pentru la proiectul 15? Cu achiziționarea serviciului, împotrivă, abține, deci cu unanimitate de votări. Și cu numărul 16, proiectul de lege privind respingerea plângerii prealabilă înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani, numărul 471, din 21-4-2015, formulată de 10 Agrocomplex Runca S.A., împotriva hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 29, din 30-4-1997. Avem Comisiei Economice favorabil 3 la 2, Comisia Juridică. Aveți. Da? Da. Dacă sunt discuții, este proiect inițial de către viceprimarul municipiului Pașcani. Dacă vreți să spuneți două cuvinte de ce ați inițiat proiectul ăsta, eu am citit. Da, s-a făcut această plângere de Agrocomplex prin reprezentantul tău, său, Stanciu Florin. Am discutat cu cei în drept care se pricep la acte juridice și a fost de comun acord, am stabilit ca să respingem această plângere prealabilă făcută de Agrocomplex. Da. Dacă sunt discuții, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dacă sunt alte, la diverse ceva ne-am discutat, domnul Ienea, vă rog. Domnul administrator, cum e aici, aici noi? Vreau să vă rog intervenție, domnul președinte, cu aportul dumneavoastră, dar vă rog pe domnul viceprimar Anxilie. Îți spui mie sau președinte? Domnule viceprimar, zi, domnule, zi, domnule, direct, spate, fie, nu. Direct, așa spune. Haideți să vorbim așa. Da, e mai direct, așa. Da. În 2014, în luna septembrie, am aprobat în Consiliul Local o hotărâre prin care a fost solicitată și ulterior aprobată efectuarea unei expertize tehnice la pasajul Lupier, care traversează calea ferată, pasajul supraferat. Dacă, ce întrebare vreau să-i spun domnului viceprimar? Dacă serviciul de achiziții din cadrul primăriei a întreprins, a solicitat o ofertă unei instituții abilitate de expertiză tehnică pentru următoarea perioadă. Și a doua chestiune, vreau să întreb, pentru că domnul vicereprezintă administrația locală în acest moment, dacă în cartierele și în suburbire municipiului continuă balastarea și profilarea străzilor, pentru că sunt câteva străzi din cartierul Aerodrom și câteva la Sodomen, am rugat strada care face legătura spre drumul județean, impracticabil acolo. Dacă ați luat hotărârile în privința asta. Da. Legat din balastare. Am încheiat un utilaj, că am constatat cu autogreger, nu se poate face treabă bună, un utilaj, un buldo pe șenile, în care o să... Am început așa, nu trebuie, dar știți, pe cartiera lucrul ăsta. Începem de luni, am închiriat utilajul, avem piatra concasată, contractată, avem autogreger, compactor și intrăm, începem din suburbia Nunca, continuăm pe Blăgești, apoi mergem Găștești, tot domeni Boșteni. Și cartierul aerodrom, bineînțeles, și străzile din municipiu care nu sunt asfaltate. Dacă v-am rugat e legat de Sodomene, absolut peste tot. Toate străduțele, le voi urmări personal, toate ulicioarele, toate străduțele să fie
se poate balansate și nivelate. Eu voi merge personal de data asta și voi urmări lucrurile pas cu pas. Legat de expertiză, în momentul când s-a făcut acea hotărâre de Consiliul Local cu expertizarea podului, l-am dat la investiții să ocupe de problemă și mi-a venit că, de fapt, există o expertiză făcută în timpul mandatului noastră. Am scos această expertiză de acolo, am luat legătura cu o firmă, rămâne în perioada următoare prin comparație de investiții și de... Dacă există, puteți prezenta și Consiliului la întâlnirea următoare. Sunt și fotografii făcute, sunt tot felul. Da, domnul Marius Mihilie. Da, eu vreau să păstrez tradiția și la diverse vreau să... Am să ridic aceleași probleme până ce se rezolvă, dar asta e menirea mea. Pare rău dacă le-am văzut ce nu deci, am început. Deci, ușa de la viitoarea bibliotecă, domnul viceprimar, am explicat aici, lângă cabinetul juridic, de domnul Codrin Toma, este un veceu public acolo. E demutat ușa metalică un pic mai în față, până când vom avea noi timp, resurse și... Că trebuie închis complet acolo. Să facem și biblioteca. Dar dacă se închide complet, nu-i nimic. Se închide cu unii alături. Da, deci se ia... Să vină mai în față, da. În față, dar tot. Deci nu investiții, nu nimic. Vorbim de putat cu ușă, vorbim de tare. Așa, da sau ba? Afișajul pe explanadă e a doua sau a treia ședință în care v-am rugat, dacă este acum... Le-am și adus la cunoștință legale afișajul meu să ne facă rost de acea planșă, să punem pe acel panou să se vadă. Dar să sar la bibliotecă, să revin la bibliotecă. Cum doriți? Proiectul este făcut. Ar fi trebuit deja să fie prezentat și consiliul, să aprobăm indicatorii. Avem și oferta pentru executarea lucrării la bibliotecă. Cred că în luna mai va fi finalizat. Nu cred sigur, în luna mai va fi finalizat și vom putea să ne apucăm să facem biblioteca. Bun. Nu are rost să investim. Nu-mi permit. Vreau să-mi ajungă apă pe banii pentru apă, pentru conducte, pentru extindere de conducte și trebuie să revin asupra bugetului. Trebuie să revin asupra bugetului. Lăsați că mai citim și noi, chiar așa. Da. Să mai revenim asupra bugetului. Afișajul pentru explanare. Există sau nu? Am vorbit cu cei de la investiții să-ți vină pe acea plan și am dat până asta adunit și panou, să fie pus, să se vadă. Pune că arhitectul care se ocupă de modul de aranjare a pavilionilor combinat cu acel mozaic venețian care vine pe esplanadă, ne va prezenta și această plajă. O dată frumos în color, să o vadă toată lumea. Eu la ședința următoare voi fi pe aceeași problemă, sper să rezolv. Da. Da. În parc am constatat că nu este suficient curățenii plăcute. Sunt foarte multe crengi, pietri, bolovani, doar ca o observație. Vreau să vă întreb, dar nu este domnul primar, vreau să știi mai bine, se fac ceva proiecte noi pentru... Nu știu, ceva să atrage niște fonduri europene care să fie pus în practică în viitorul mandat, ca cui o fi, cine o fi primarul? Astăzi lucrăm pe niște proiecte din mandatul trecut. Foarte bine, se fac. Nu chiar. S-au făcut, s-au executat lucrări care nu au fost pe proiectul trecut. Reformulez. Da. Astăzi se construiesc, se pun în realizare niște proiecte începute în mandatul trecut. Începute, da? Corect. Astăzi s-a început ceva cu fonduri europene? Pe fonduri europene, nu. Foarte bine, se lucrează acum la un proiect. Ieri am primit prin un fax. De ce să face finanțare în etapa 2014-2020? Da? Am trimis și oameni la specializare 3 zile la ADR, la Piatra Neamț, la protocol 3 persoane. Au venit înapoi, cunoștințe noi și ne apucăm să facem proiectul, proiectul cu aceste finanțări. Pentru că până ieri, să știți că nu era clar pe ce anume vin fondurile. Și ieri am primit faxul pentru ce vin fondurile respective. Și acum trebuie să le alinez, să ne încadrăm pe acele... Eu cantitatea ajutor social, nu e eligibil și cantitatea de ajutor social? Sunt și social, dar sunt pe mai multe componente, nu vine pe o singură componentă, trebuie să mai multe componente, așa cum a fost și PID-ul, de fapt. Și zic eu că va fi un proiect pentru 2016-2017, mandatul următor, fondul european, să-l continuă cei care vor veni. Ca să aibă cu ce pleca și la drum. Deci, de pe aștept sau cum dat la dinastul la următoare și la drum. Bineînțeles. Trei de dare, pentru oameni. Da, bine, mulțumesc. Nu veniți cu bilă ca la... Nu, nu, nu. Alte probleme. Lumina stradală din spate de la blocul de 8. S-a semnat contractul, se dă totul acum pe listă la firmă
Știți că a făcut înainte de sărbători, chiar de Paște, atunci a dat aprindere tot ce a însemnat suburbii oraș, am venit o campanie destul de mare, și acum continuăm. Becurile sale, azi, vezi, mâine nu, așa mai departe. Plus de asta avem, plus de asta avem o problemă foarte mare legată, nu-mi place că cineva zâmbește prea mult în spate acolo, dar în fine, este invitatul nostru și trebuie să-l acceptăm ca atare. Avem foarte multe întreruperi de cablu, ca să știți acest lucru. Foarte multe întreruperi de cablu, am încercat să remediem undeva cu niște cabluri aeriene, dar nu e soluția cea mai bună. Trebuie să revenim și în momentul în care ne și apucăm din modernizarea anumitor trotuare din zona unde sunt cabluri întrerupe, să schimbăm și să introducem și cablu. Exact, subiectul de la D8, da. Asta este, de la un cablu acolo, exact. Nu era doar un singur lucru. Da. Despre plumbări și amenajări de străzi, am văzut. E o rege care spune, toate cablurile de în canale subterane, nu aeriene. E veche, de exact. Revenim și eu și vreau aici. Bun, deci despre plombări și despre amenajări de străzi a vorbit domnul Ienea, n-are rost să mai insist eu. Ce se întâmplă legat de plombări și astea, nu s-a început până acum, pentru că stațiile le vor porni cei care dețin aceste stații de asfalt, de mistură asfaltică, de la 1 mai. Și atunci am început și cu plombările și eu, dar cu încădința noastră, dacă sunteți interesați, nu este obligatoriu, puteți să-l ignorați materialele care vi le împart pe Domnișoara. Pe strada Moldovei, sunt blocuri paveli, nu dați și investiții, dar puteți să remediați din aceste probleme cu un viceprimar. În spate, la Casa de Cultură, exact ca și în fotografie, este o groapă a Moldovei. A curat pavelul și a spus, da? Fie persoane străine în primărie care se acorde audiențe în numele consilierilor. Adică cine a spus? Care a fost? Ei, domnișoara a acordat audiențe într-o zi când domnul Marius Sprintilie nu era în localitate. Și a acordat audiența și eram acolo și asistam în exterior pe hol. Când și cineva a întrebat, este domnul Pintile aici? Nu, dar o țin eu. Poftiți, intrați. Ce infracțiune s-a... Dar nu este o fracțiune. Cum se consideră? Vii pe un domeniu public, într-o unitate, ți-a audiență o persoană care n-a nicio legătură cu primăria. Când nu voi fi nici Consiliul Local, nici cadrul primăriei. Hai că ajungem la o situație în care nici dumneavoastră, dacă o să fiți în poziția asta, că cândva o să vă convine, domnule. Să întrebăm ce v-a lezat pe dumneavoastră, domnule viceprimar? Pe cine a deranjat faptul că domnule... Ce valabile sunt audiențele alea ținute o persoană care n-a nicio legătură? Care este efectul? Care este deranjul? Care este supărarea? Mi-e greu să vă explic ca să-și înțelegeți în același timp. Atunci renunță numai el. Deci o să ne trimitem toți soacrele la audiență. Da, exact. Asta este atitudine de candidat. Dacă mie îmi spuneți cu ce s-a greșit, eu sunt primul care vreau să remediez. Bine, de mâine o să-mi trimit și eu la audiență pe altcineva, nu mai duc. Dar la cabinetele parlamentare, senatori și deputați de Pașcan Crești, o doamnă s-a domnișoară și ea, moțatul merge și depune o cerbi. Ce calitate e? Construcții dintre blocul de B12 și B13, aveți acolo niște materiale, uitați așa. Și cum a apărut acolo? Cine l-a pus acolo? Între alea două blocuri din vară. Da? Unde sunt garajele, da? Unde sunt garajele pe acolo? Cred că a încercat cineva să repare zona respectivă. Dar cine acolo, a pus cu așa ceva? Am dat la poliția locală să ocupe, n-am găsit din ovară.
O întrebare cu unirea. Când începe unirea, domnule? Unirea licitată este făcută, e vorba de autorizația de construcție, n-a avut carte funciară și a durat puțin. Carte financiară e finalizată, urmează autorizația de construcție și ne apucăm strada unirii. Asta e tot. Da. Deci, nu mai durează. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut tuturor. Mulțumesc.